Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc de minunați sunteți. Astăzi fac o citire interactivă care va avea ca temă cine se gândește la tine acum și de ce. Poate fi oricine, o persoană anume sau o persoană la care voi nici măcar nu vă gândiți. Vom vedea împreună despre ce este vorba. Am două seturi de cărți. Unul este pe culoarea mov cu luna și soarele și ciupercuțe, iar celălalt are această culoare a acvamarinului și este cu o temă florală. Voi vă alegeți, le-am ales pe ambele ca să aibă o tentă naturală, să ne vorbească plantele și natura. Grupul cu numărul 1 și grupul cu numărul 2. Voi începe cu cel cu ciupercuțe. Să vedem. Cine se gândește la tine acum și de ce? Ce ne poate spune energia? Pare că la voi se gândește aici o persoană care vă este cunoscută și cu care ați fost într-o relație sau cu care aveți un istoric, o istorie, o relație din care s-ar putea ca voi să fi ieșit sau o relație care să se fi terminat cu o ceartă, posibil să fiți aici în separare sau o persoană cu care poate ați avut un conflict recent și în acest moment nu vă vorbiți. Este o persoană care, să știți că ar mai vrea o șansă, este o persoană cu care chiar dacă nu vorbiți, nu este dispărută complet din viața voastră. Nu este o persoană cu care treburile să se fi încheiat definitiv. Cel puțin așa ne relatează cărțile. Este o persoană care suferă și care posibil să vă fi cauzat și vouă suferință sau durere de cap. Această persoană se luptă cu o suferință mentală. Să știți că are un blocaj mental. Ar vrea să ia o decizie, ar vrea să acționeze, însă are o teamă anume. 8 de spade confirmă blocajul pe care l-am văzut inițial. Este o persoană care se ascunde în spatele rutinei de zi cu zi, dar și în spatele muncii sale. Este o persoană posibil cu care voi să fi lucrat împreună, cu care voi ați locuit, poate unii dintre voi, sau poate fi o persoană din cercul vostru apropiat de prieteni, din comunitatea voastră. Oh, este o persoană impulsivă și ușor răzvrătită, are o energie de rebel sau rebelă. Este o persoană orgolioasă, să știți, care caută o soluție în acest moment sau se gândește cum să își croiască o șansă, o oportunitate, cum să găsească portița astfel încât să vă adreseze câteva cuvinte. Vrea o șansă această persoană. Vrea o șansă, vrea o revenire. În forță va acționa dacă va trece peste acest blocaj mental pe care îl are. Este o persoană nehotărâtă, să știți, care se poartă imatur și este o persoană supărăcioasă, așa de felul său, care acționează impulsiv. Pe de altă parte, este o persoană care știe că acționează impulsiv și știe și că va răni sau știe și că are un temperament poate ușor coleric și că nu își poate stăpâni cu ușurință emoțiile, gândurile sau cuvintele. Este o persoană care a acționat din furie și acum regretă.
dar este o persoană care vrea o concluzie. Este o persoană care a acționat din furie și care în acest moment se gândește că nu a procedat corect, dar și că lucrurile nu pot rămâne așa cum ele sunt prezente în acest moment în viața voastră. Este o persoană care va căuta să acționeze, dar așteaptă un moment potrivit. Își caută, să știți, curajul. Aveți în mod clar o istorie aici, vă cunoașteți, aș putea spune. Să vedem mai departe. 10 de spade. Este o persoană care știe, a făcut ceva care pe voi v-a supărat la maximum. Se întreabă posibil dacă mai este vreo șansă în acest moment, pentru că își dorește să mai fie una. Și uite, avem aici faetonul. Este Tristan, Tristan și Isolda. Frumoasa poveste. Este o persoană care își dorește o revenire. Este o persoană care își dorește o șansă. Este o persoană care și-ar retrage cuvintele, dacă ar putea. Să vedem mai departe. Pajul de monede spune că este o persoană care în acest moment planifică, caută oportunitatea de revenire. Vrea să vadă sau se interesează în acest moment, prin diverse căi și forme, care este părerea voastră actuală sau cum gândiți voi acum. Se interesează dacă ar mai avea cum să redeschidă poarta pe care tot această persoană a închis-o cu furie. Și aici avem înalta preoteasă și Scheherezada, înțelepciunea. Această persoană știe, se cunoaște pe sine, așa cum am menționat, știe că a acționat impulsiv și regretă. Își recunoaște vina, Sieș, are o dorință să își ceară scuze și ar cere scuze dacă ar putea, însă să luăm în calcul că este și o persoană ușor orgolioasă. Avem pajul de bâte. O persoană care într-adevăr acționează din impuls și care se gândește în acest moment cum să facă. Acțiunile acestei persoane vor fi vizibile într-un viitor apropiat, însă nu le va face impulsiv de această dată, ci vrea să treacă peste un anume blocaj, dar aici sunt cuvinte care au fost spuse reciproc, care au lăsat urme adânci. Fie această persoană te-a rănit pe tine, fie și tu la rândul-ți ai rănit această persoană și atunci, în acest moment, între voi doi aici, este o dezbatere mută. Fiecare dintre voi așteaptă, poate, scuze de la celălalt sau cel care a rănit știe că trebuie să își ceară scuze și mai știe și că trebuie să își calce pe orgoliu ca să o facă. Și avem aici Psyche. 6 de spade. Acțiunile acestei persoane sunt unele de aplanare a conflictului. 6 de spade ne spune că își caută drumul înapoi către voi sau că ar dori o șansă. Ar vrea să știe dacă ușa sufletului tău, a inimii tale, este încă deschisă, dacă mai are vreo șansă. Pentru că, orgolioasă fiind această persoană, nu ar vrea să facă un pas înainte fără o garanție. Această persoană caută, într-o oarecare măsură, o garanție a faptului că dacă lasă garda jos, are și un rezultat dorit. Să vedem mai departe ce detalii mai putem avea. Ce își dorește această persoană? Săgetător, pajul de bâte din nou. Avem ca timp aici un interval cuprins între următoarele 11 zile și 30 de zile. Avem cartea Temperanța.
își dorește liniște, își dorește împăcare, își dorește aplanarea conflictului. Este o persoană care nu se simte bine cu situația actuală sau să facă parte din acest conflict așa cum este el acum. Și avem mătura. Da, este o persoană care în acest moment ar face orice ca să își retragă cuvintele sau să dea timpul înapoi dacă ar putea. Avem aici codul 11 care înseamnă echilibru, întuneric și lumină. Este o persoană care va face o alegere. Potențialul cel mai mare este acela de a curăța trecutul, de a repara acolo ceva din ce s-a întâmplat între voi. Este o persoană care ar vrea să șteargă cu buretele ce s-a întâmplat, dar este deopotrivă și conștientă că nu poate. Și prin 6 de spade există potențialul să încerce să facă un prim pas, dar ușor timid. Este o persoană împinsă de dorință puternic. Este o persoană atrasă magnetic înapoi către voi pentru că mai aveți un sens, pentru că mai aveți o discuție de purtat, pentru că mai aveți un drum împreună de urmat. Este o persoană care știe că poate a fost imatură, este o persoană care știe că este impulsivă, este o persoană care știe că a greșit, dar în egală măsură este și o persoană care știe ce calități are și cum să revină în viața voastră înapoi. Este conștientă de sine această persoană și de aturile pe care le are în fața voastră, însă de această dată se întreabă dacă ulciorul mai merge încă o dată la apă. Și avem aici roata destinului. Roata destinului care ne vorbește despre soartă. Este o persoană care are un sens în viețile voastre și este cumva predestinată pentru evoluția voastră și a voastră și a sa. Este o persoană cu care voi ați trecut prin multe și alături de care aveți de învățat foarte multe lecții pentru a atinge acest nivel de înțelepciune pe care amândoi îl aveți. Este o persoană adusă de univers, să știți, în viața voastră, cu care aveți un contract karmic și alături de care mai există o șansă. Se repetă această roată a destinului care vorbește despre un drum împreună. Numărul 2 vorbește despre parteneriate, despre oglindire, despre a fi o echipă. Și avem câinele, un partener loial. S-ar putea ca această persoană să vă fi înșelat vouă așteptările într-o formă sau alta. Fie că vorbim despre un trio amoros, fie că vorbim despre o dezamăgire pe care a cauzat-o, această persoană știe. Și abordarea sa va fi una glumeață, jovială, pentru că așa îi este felul. Va încerca să pătrundă din nou în sufletul vostru prin glume, prin jocuri și prin energie jovială. Poate fi vorba și despre un prieten foarte bun, dar poate fi vorba și despre un suflet pereche aici. Ce mai putem extrage despre această persoană? Cum crede că v-a rănit sau la ce se gândește? Cum v-a dezamăgit? Semne și sincronicități. Poate în momentele în care aveți parte de acea perioadă înfloritoare și toate lucrurile funcționau bine, această persoană eșua în a-și asuma responsabilitatea. Poate aveați acorduri și angajamente împreună și această persoană era ca și dispărută în acele momente. Sau poate voi v-ați simțit singuri și lipsiți de atenția acestei persoane. Această persoană în acest moment, să știți că este dispusă să construiască alături de voi stabilitatea și vă confirm încă o dată că este o relație karmică. Posibil pentru unii dintre voi să vă fi văzut voi reciproc
ca o familie, sau poate chiar ați fost o familie, sau poate chiar sunteți și traversați în aceste zile mici dificultăți de ale vieții. Pot fi aici provocări financiare sau pot fi aici chestiuni care au legătură cu karma, cu tipare, cu lucruri pe care le-ați tot făcut și repetat și unul dintre voi a pus piciorul în prag. O răscruce de drumuri. Este o persoană care s-ar putea să vă fi dezamăgit pe voi prin neasumarea responsabilității, prin faptul că este nehotărâtă, prin faptul că nu vă puteți baza pe această persoană la nevoie, atunci când mai mare nevoie aveați de această persoană. O persoană indecisă. Poate voi aveați așteptări mai mari de la această persoană, iar această persoană era mai mult în gândurile sale decât prezentă în viața reală și pragmatică, concretă. O persoană boemă, dar o persoană sensibilă în sufletul său, deși nu pare. Este o persoană care este șarmantă, care vă plimba cu vorba, dar când venea vorba să și acționeze, să și facă ceva concret, era ca și dispărută sau nu vedeați rezultate palpabile din partea sa. Este o persoană care are mai multe sentimente pentru voi decât v-a spus. Este o persoană care în sinea sa vă admiră și vă admiră mai mult decât vă spune. Are sentimente pentru voi mai mult decât vă spune, dar se ascunde în spatele unei atitudini poate arogante, poate reci și detașate, pentru că se protejează. Și aici avem zarurile. În acest moment, această persoană se gândește dacă îi mai acordați o șansă sau dacă să își asume un risc și să revină, să vă caute, să vă ceară scuze sau să îndrepte într-o anume măsură lucrurile sau trecutul, să facă ordine pentru că își dorește liniște și își dorește aplanarea acestui conflict. Nu suportă gândul că sunteți supărați acum. Este o persoană copilăroasă, să știți, sau mai matură, mai superficială, care nu ia viața la fel de în serios ca voi. Este o persoană care vrea să aibă ultimul cuvânt și va face tot posibilul să revină și să aibă parte de atenția voastră. Un pic dramatic, posibil să aibă energie de leu această persoană sau să fie obișnuită cu atenția în viața sa. Din nou apare ideea de artist. Este o persoană care se bazează foarte mult pe șansa vieții sale. Este o persoană care a avut probleme de stabilitate în familia sa sau este această persoană la rândul ușor instabilă. Această persoană poate fi și o fiică, și un fiu, și o soră, și un frate, dar și un partener de viață, care are probleme cu cuvântul dat. Una spune și alta face. Este o persoană care are gândurile destul de împrăștiate, dar care, să știți că vă iubește. Acestei persoane, voi îi sunteți dragi. Este o persoană care plănuiește să vă caute până de sărbători sau poate șansele sunt ca pe acest sezon al săgetătorului să o facă. În curând, mai exact, este o persoană care își va folosi asul din mânecă și care speră într-un miracol. Este o persoană care vă știe valoarea, o știe de la distanță, conștientizează, vedeți, avem aici coroana împărătesei, cât de valoroși sunteți și tocmai pentru că a înțeles acest lucru despre voi, va face tot posibilul să își măsoare cuvintele, să revină, să caute o șansă de revenire. Și avem inițialele YY, S, E și Q. Este o persoană care vede lucrurile destul de simplu sau negru și alb, care nu prea compromite lucrurile sau care este foarte încăpățânată pentru care viața se întâmplă cu da și nu. Nu există poate sau hai că vedem cum. Este o persoană care închide niște cicluri karmice și care știe că în acest moment, dacă nu
ia o hotărâre, are de pierdut. Este o persoană care știe și că vă potriviți, care vă recunoaște valoarea și care, într-adevăr, are legătură cu viețile voastre, nu este o persoană necunoscută. Este o persoană care se întreabă dacă este finalul sau este o persoană alături de care voi ați avut parte de o relație și spuneți, credeți, presupuneți că aceasta s-a terminat. Posibil să se fi terminat, dar aici cărțile indică că este și o șansă de revenire. Dezamăgirea prin care voi ați trecut nu este una care să nu poată fi reparată sau înlăturată. Este o persoană mândră, este o persoană individualistă, dar în egală măsură este și o persoană care vă poate surprinde prin schimbarea comportamentului, care poate face pași către maturitate și care poate spune, uite, de această dată sunt aici. Eu vă mulțumesc, drag, trec la următorul grup. Pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2, să vedem cine se gândește în acest moment la tine și de ce. Avem turnul, o persoană cu care în acest moment lucrurile nu funcționează bine. A existat aici o separare, o ceartă sau poate mici neînțelegeri. Posibil în acest moment să nu vă vorbiți sau este o persoană care trece prin foarte multe neplăceri în viața sa. Pajul de cupe este o persoană care are sentimente pentru tine, este o persoană care s-ar putea să se afle în acest moment în suferință sau este o persoană care, deși pare matură, în sufletul său este ca și un copil. Avem 6 de spade. Este o persoană care caută să îți vorbească, care caută să își înțeleagă sentimentele, pentru care în acest moment energia este una a visării. Este o persoană care în acest moment se simte copleșită sau care știe că a lăsat în urmă o discuție care v-a copleșit sau că a lăsat în urmă multă confuzie. 10 de bâte și 7 de cupe aici ne spun că există confuzie și că există o povară, că există epuizare. 3 de bâte. Este o persoană care ar vrea să știe ceva de la voi, care așteaptă un răspuns de la voi. Este o persoană căreia s-ar putea ca voi să îi fi închis ușa în față. Este o persoană ca și la celălalt grup incredibil care în acest moment se simte blocată. Fie această persoană v-a blocat pe voi, fie voi pe ea. 3 de spade ca și la celălalt grup. Dar uite că această persoană suferă, să știți, pentru evenimentele care s-au petrecut între voi. Aici avem diavolul. Este o persoană care posibil să fie avut diverse dependențe sau un comportament care vouă v-a cauzat pe o perioadă foarte lungă de timp multe neplăceri. Ați luptat alături de această persoană împotriva curentului, doar că această persoană nu a văzut niciun potențial de schimbare sau nu v-a oferit nicio garanție că se poate schimba. Posibil să fi fost un fost partener de viață, un soț, o soție, o persoană care era foarte instabilă financiar și pe care nu vă puteați baza în aproape nimic din ceea ce trebuia să se întâmple. O persoană care are sufletul plin de tristețe, o persoană care nu știe ce vrea de la viață. Este o persoană care are un fond emoțional instabil, care a trecut prin foarte multe greutăți posibil în această viață și tocmai de aceea se manifestă așa. Este o persoană în refacere, posibil să fie avut aici traume în trecutul său
foarte multe necazuri sau o persoană care se luptă cu un comportament toxic, cu dependențe diverse. Cavalerul de monede spune că este o persoană care a persistat foarte mult într-un anume fel de a fi, dar care ar părea dispusă să își schimbe comportamentul. Este o persoană cu care posibil voi să vă fi certat foarte des sau este o persoană care tot ce știa era să se certe. Este o persoană care s-ar putea să fi fost foarte cheltuitoare și foarte risipitoare. Și aici avem roata destinului. Este o persoană cu care aveți o oportunitate să reparați aceste lucruri, însă aici alegerea vă aparține vouă în mod direct. Este fix alegerea voastră dacă îi permiteți acestei persoane care este în expectativă acum și așteaptă să vadă dacă este deblocată, dacă are acces la voi sau nu, dacă îi permiteți să reintre în viața voastră. Aici eu simt că voi ați fost cei care ați pus punct fie acestei relații, fie unei conversații care s-a dus într-o sferă neplăcută. Avem nebunul și inocența, o persoană care vă inspiră compasiune, o persoană pe care voi ați vrut să o ajutați de nenumărate ori, dar care, primind ajutorul vostru, nu și-a învățat lecțiile. O persoană alături de care puteți să încercați din nou, dar vă temeți, pentru că există confuzie. Aici avem steaua, omniștiența și omniprezența. Aici avem infernul lui Dante. Aici vă avem pe voi, cei care ați arătat acestor persoane mereu drumul. I-ați călăuzit, dar în egală măsură a fost și o mare responsabilitate pusă pe umerii voștri, în timp ce această persoană nu făcea nimic, nu acționa deloc într-o altă direcție, nu schimba nimic la propriul său comportament, ci mai degrabă persista în același fel de a fi de fiecare dată. Și avem împărăteasa și fertilitatea, pe Cleopatra, o persoană care posibil să fi avut o viață puternică înainte și să fi fost copleșită ulterior, sau o persoană care avea capacitatea de a manipula și la care voi reveneați de fiecare dată din compasiune, dar această persoană nu depunea niciun efort să se schimbe, se baza în permanență pe voi și pe faptul că sunteți voi acolo stâlpul pe care ei se pot sprijini ori de câte ori au nevoie să o facă. Mai departe, avem cuvântul convertibil. Multe opțiuni și liberul arbitru și avem faetonul. Modul în care se pot derula evenimentele între voi doi vă aparține. Este fix liberul vostru arbitru către ce doriți să înaintați în legătură cu această persoană și în legătură cu această conexiune dintre voi doi. Alegerile pot fi variate, potențial de schimbare există aici, dar mai există și faptul că această persoană vede viața în da și în nu. Este ușor pesimistă și greu iese din propriile sale convingeri. Pasărea Phoenix. Această persoană este, să știți, o energie, un suflet karmic în viața voastră, menit să se transforme, dar și să vă transforme, să vă ajute pe voi să vă regenerați. Este o persoană alături de care voi vă puteți schimba, voi vă puteți descoperi pe voi înșivă sau prin această interacțiune voi ați descoperit cât de puternici sunteți. Dar este și o persoană care v-a cunoscut pe voi pentru a se transforma
pe sine. Voi ați trezit această persoană la viață. Ați fost foarte importanți în viața lor. Cuibul gol. În cazul vostru aici, numărul 8 și scorpionul vorbește despre o încheiere de contract karmic și despre posibilitatea de a merge mai departe. Fie să o luați de la început cu această persoană, fie să încheiați definitiv acest conflict emoțional pe care și voi și ei îl aveți pentru a merge către o nouă viață. Puteți ajusta, puteți repara ce s-a întâmplat între voi cu siguranță, dar lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au mai fost sau nu pot fi la fel ca la început. Este necesară o transformare majoră, atât a voastră cât și a lor, pentru ca această conexiune sau relație, indiferent despre cine vorbim aici, să poată exista. Și avem din nou numărul 9, avem o secvență numerică, 7, 8, 9. Și avem scutul. Această persoană s-ar putea să fie în mentalitatea de victimă, să fi trecut prin multe și să se păzească. Aici vorbim și despre blocaje, despre faptul că unul dintre voi l-a blocat pe celălalt sau că orice ați fi făcut voi, nu ați putut pătrunde în mintea și în sufletul acestei persoane pentru a-i ajuta. Că dacă ați dorit voi să le rezolvați viața sau să îi ajutați, nu s-a putut. Nu puteți ajuta această persoană fără propria sa voință să evolueze și să aibă parte de progres în această viață. Este necesar să vină din propria sa voință și din propria sa intenție. Energia aici vă sfătuiește să țineți garda sus și să fiți vigilenți, pentru că această persoană poate fluctua emoțional sau poate fluctua în abordări. Și aici avem cuvântul yoga. Să respirați cu ușurință și să internalizați puțin această poveste, să vedeți de ce s-au întâmplat niște lucruri între voi, pentru că această persoană v-a activat copilul interior, neputința și suferința din alte vieți sau neputința și suferința din această viață, că v-a reflectat ceva important în viață, că v-a reflectat ceva, o rană deschisă pe care o aveți, la care acum este necesar să lucrați și către care este important să vă orientați, să alocați atenție, timp în viața voastră pentru vindecare. Este o persoană alături de care, deși erați singuri, voi singuri ați făcut foarte multe lucruri. O persoană cu element de apă sau o persoană care are dependențe, posibil chiar și de alcool aici, sau instabilă, foarte instabilă emoțional. Aveți o conexiune într-adevăr foarte puternică, pentru că am de două ori semnul scorpionului, dar să știți că este și o relație, o interacțiune care vă zguduie din temelii pentru ascensionarea sufletului, pentru a evolua voi foarte mult în această viață. Este o conexiune puternică aici, dar este karmică. Avionul. Este o persoană alături de care puteți rămâne în relații bune atâta timp cât înțelegeți că ei au nevoie de un drum pe care să-l parcurgă singuri și dacă doriți să îi ajutați cu ceva, le puteți fi alături așa în urma pașilor săi, dar fără să interveniți. Dacă voi considerați că în această perioadă puteți face acest lucru, este o foarte bună ocazie să aplanați conflictul în această modalitate. Pentru această persoană în acest moment, important este spațiul sau este o persoană care din fire este mai detașată și mai solitară, deși are nevoie de foarte multă iubire în viața sa. Este o persoană de care sunteți separați sau este la distanță față de voi, dar și alături de care voi vă puteți elibera de condiționările voastre, de durerile și rănile voastre. Și trandafirii aici ne spun despre faptul că această persoană vă apreciază și că apreciază tot ajutorul pe care voi l-ați oferit de-a lungul timpului. Este o
persoană care are un atașament față de voi, să știți, sau aici între voi doi au existat atașamente, indiferent despre cine vorbim. Vorbim despre faptul că aici a existat o energie fixă în relație care trebuie acum schimbată. Alături de această persoană s-ar putea voi să fi sacrificat foarte multe lucruri și atunci această persoană să nu fi înțeles faptul că în această relație era necesar să fiți egali, egalitate pentru toată lumea sau amândoi să faceți parte dintr-o echipă, nu doar unul dintre voi să ducă greul. Să vedem ce regrete au sau ce v-a cauzat aici provocările. Anxietate. S-ar putea să fi avut voi de-a face cu o persoană foarte anxioasă, cu o persoană care să fie avut parte și de diverse aventuri de o noapte sau să fie avut un fond emoțional foarte instabil, poate chiar să vă fi și pus pe voi într-un trio amoros fără voia voastră. Este o persoană care v-a activat toate fricile, dar pentru ca voi să le vindecați. Este o persoană care în acest moment este înspăimântată. Nu traversează o perioadă fericită din viața sa și își reevaluează sentimentele față de voi. Este o persoană care are sentimente pentru voi, dar care în acest moment deopotrivă are și foarte multe frici personale și foarte multă anxietate și este terifiată de viitor. Este o persoană care nu își poate imagina viitorul nicicum. Este o persoană care are un puternic blocaj mental aici și care are nevoie de foarte multă stabilitate și de foarte multă răbdare din partea voastră pentru a se vindeca. Dacă voi sunteți dispuși să faceți acest lucru, atunci roata destinului spune că este potențial aici de revenire sau de trai împreună, dar de asemenea și că decizia va aparține. De voi depinde interacțiunea aici. Uite, este o persoană pe care voi ați trezit-o la viață sau care v-a trezit pe voi. Numerele 9 și 12 sunt importante sau închideți un ciclu și vă eliberați de o karmă puternică. Este o persoană care v-a activat trezirea spirituală, dar care v-a testat în fel și chip și instinctul de supraviețuire și reflexele. Este o persoană pentru care dragostea se măsoară în cuvinte. Este o persoană care regretă, să știți cum s-a comportat și ar vrea să repare toată suferința. Dacă ar putea, ar vrea să reia un anume moment din viața voastră, o anume etapă. Avem un tichet la fericire. Este o persoană care regretă că lucrurile au evoluat în acest fel. Avem un as de spade. Este o persoană care știe că trebuie să dezvăluie un adevăr. Ești constanta mea favorită. Ești favoritul meu. Tu ești constanta mea. Da, s-au bazat foarte mult pe voi și au nevoie să se detașeze pentru că această persoană a fost într-o relație de atașament cu voi și tocmai de aceea și-au permis foarte multe lucruri sau au acționat așa cum au acționat. Este o persoană care are nevoie de multă vindecare și să învețe stabilitatea, care nu are parte de bucurie sau nu știe să se bucure de viață. Este o persoană care are sentimente pentru voi și care vă stimează, dar este și foarte impulsivă și foarte colerică, care posibil să aibă ceva provocări cu sănătatea și din nou ne apare nebunul aici. Se poartă ca un copil, este ca un copil, este imatură, poate vorbim aici despre copilul vostru. Și este o persoană pasională, este o persoană care acționează foarte mult din instinct. Este o persoană care își măsoară acum greșelile, care își evaluează viața și care are ceva dependențe, are o pornire toxică, un comportament toxic, o persoană anxioasă, o persoană colerică, o persoană nervoasă, dar care, uite, cumva este conștientă de sine și ar vrea să repare, dar este totul atât de rigid în mintea acestei persoane, în comportamentul său, încât nu știe cum.
Și avem Taurul și numărul 5. Numărul 5 vorbește despre a fi în continuă schimbare. Este o persoană cu o stimă de sine foarte joasă. Este o persoană care vrea garanții, care atunci când nu simte că lucrurile îi sunt sub control, poate deveni chiar și agresivă. Este o persoană care atunci când găsește iubirea nu știe să o primească pentru că nu știe cum să ofere și cum să primească iubirea. Posibil să fie avut în copilărie ceva traume, este o lipsă de iubire aici, este o traumă de abandon și este o persoană care nu știe să-și asume responsabilitatea pentru că nu a fost învățată în copilărie ce înseamnă să fii responsabil. Sau ai săi formatori nu i-au oferit acest cadru, nu oferit acest exemplu de urmat. Poate fi și un scorpion. Ia asupra sa, este o persoană care ia asupra sa poate problemele celorlalți, dar când vine vremea sau vorba de sine, acolo eșuează și această persoană cumva are nevoie de parteneriate pentru a descărca emoțional neputința în loc să învețe singură să-și regleze emoțiile. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!